în spatele parodiei trebuie să citim o existență între rândurile existenței scenice. O parodie la pentru cui? Cel mai frumos băiet de la... Dacă ați văzut mustață, vă dați seama că e vorba de Gheorghe Urs, de Gheorghe Țopa. Țopa, hai băieți, cel mai frumos băiet de la Nisporeni, Gheorghe Țopa, hai băieți. Oh, și balconul, ai și fetele, ai cele mai frumoase fete, și formația Gloria. Fetele care-s frumoase nu dorm singure niciodată acasă. Ele dorm cu Gheorghe Țopa ca să vadă noaptea Europa. Antonela stă pe prispă, are nasul roșu și e tristă. Antonela vrea cu Țopa, însă Gheorghi dus cu Penelopa. O, Antonela, vino iar pe strada cea de altă dată. Lumina-n sat ne-o stins-o iar și nu e niciun felinar să-ți amintească că ai fost fată. O, Antonela, vino iar pe strada cea de altă dată. Ca să-ți arăt și pot și eu, ca să-mi arăt și pot și tu, și Țopa lasă și e tată. Gheorghe, mulțumesc! Țopa! Iar acum confruntați cu originalul. Gheorghe Țopa! Dubla 2. Dudiș. Odihnită. Muzica, vă rog. Vă rog, de mâini rușini. Balconul. Băi, să nu iasă. Și...